Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre raportul ariilor și volumelor corpurilor asemenea. Prin secționarea unei piramide sau unui con cu un plan paralel cu baza, obținem două corpuri asemenea. Datorită faptului că se formează mai multe perechi de triunghiuri asemenea, obținem șirul de rapoarte egale A prim B supra AB egal cu VB prim supra VB, egal cu VO prim supra VO, egal cu O prim supra OB, egal cu O prim supra OM, egal cu VM prim supra VM și își cel vom nota în continuare cu K. Obținem astfel două formule importante și anume raportul ariilor laterale a celor două corpuri asemenea, acesta fiind egal cu pătratul raportului de asemănare egal cu K la puterea a doua și raportul volumelor acestora fiind egal cu cubul raportului de asemănare, egal cu capa la puterea a treia. Acum ne vom distra cu câteva aplicații în care vom utiliza cele două formule. VAB este un con circular drept care are generatoarea egală cu 5 cm și raza egală cu 4 cm. Conul se secționează cu un plan paralel cu baza la două treimi de vârf, ca în figura alăturată. Amic, determinați lungimile segmentelor VO, O prim, A prim, O și A prim. B mic, calculați raportul dintre area laterală a conului VAB și area laterală a conului VA'B'. prim, B prim. C mic, calculați raportul volumelor corpurilor VA'B' prim, B și VAB. Știm că VA egal cu 5 cm și AO egal cu 4 cm motiv pentru care putem calcula înălțimea VO cu ajutorul teoremei lui Pitagora în triunghiul dreptunghic VAO. Triunghiul VA'O' fiind asemenea cu triunghiul VAO, rezultă VO' supra VO egal cu VA' supra VA egal cu A'O' supra AO. Obținem astfel VA' egal cu 10 supra 3 cm și A'O' egal cu 8 supra 3 cm a egal cu va minus va rezultă că a egal cu 5 minus 10 supra 3 egal cu 5 supra 3 cm. Cum o prim este situat la 2 treimi de vârf, deci o treime de bază, rezultă o egal cu 1 supra 3 ori vo egal cu 1 cm. Știm că raportul ariilor laterale a celor două conuri asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare. Obține raportul arilor egal cu 4 supra 8 supra 3, totul la puterea a doua, egal cu 4 ori 3 supra 8, totul la puterea a doua, egal cu 9 supra 4. De asemenea, raportul volumelor celor două corpuri este egal cu cubul raportului de asemănare, deci 8 supra 3, totul supra 4, totul la puterea a treia, egal cu 8 supra 3, ori 1 supra 4, totul la puterea a treia egal cu 2 supra 3 totul la puterea a treia, egal cu 8 supra 27. În următoarea aplicație avem o piramidă patrulateră regulată cu lungimea muchei laterale de 12 radical din 3 cm. Aceasta se secționează cu un plan paralel cu baza prin mijlocul muchei laterale. Amic, determinați raportul dintre area laterală a piramidei mici formate și area laterală a piramidei inițiale pe mic, determinați volumul trunchiului de piramidă format, știind că lungimea înălțimii piramidei inițiale este 12 cm. Cunoaștem faptul că VB egal cu 12 radical din 3 cm și raportul VB prim supra VB egal cu 1 supra 2, ceea ce înseamnă că putem calcula VB prim egal cu 6 radical din 3 cm. Raportul ariilor celor două piramide este egal cu pătratul raportului de asemănare. Egal cu 6 radical din 3 supra 12 radical din 3 totul la puterea a doua, egal cu 1 supra 4. Pentru a calcula volumul trunchiului, știm că VO egal cu 12 cm și, cum triunghiul VO prin B este asemenea cu triunghiul VOB, obținem șirul de rapoarte egale VO prim supra VO egal cu VB prim supra VB egal cu O prim B prim supra OB. Deci, VO prim egal cu 6 cm. O prim fiind egal cu VO minus VO prim egal cu 12 minus 6 egal cu 6 cm. Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic VOB, rezultă VB pătrat egal cu VO pătrat plus OB pătrat. OB pătrat egal cu 12 radical din 3 totul la puterea a doua minus 12 la puterea a doua. Obținem astfel OB egal cu 12 radical din 2 cm. Ceea ce înseamnă că AB egal cu 24 cm și A prim B prim egal cu 12 cm. Înlocuind în formula volumului trunchiului de piramidă, Obținem 6 supra 3 pe lângă 24 la puterea a doua plus 12 la puterea a doua plus radical din 24 la puterea a doua ori 12 la puterea a doua egal cu 2 ori paranteză 576 plus 144 plus 288 egal cu 2016 cm cubi. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.